Salutare tuturor fanilor Dota 2, aici vorbim pentru Cool Dota și DotaVidcast.ro, evident. Vom discuta astăzi puțin despre calificările pentru T4 pe faza Murica, pe faza Southeast Asia, Day 1. Deja au început o grămadă de jocuri în pe această parte a lumii, să spunem. Și vom vorbi puțin și despre Compendium, cât de repede au fost atinse anumite stagii, cât de repede s-au strâns banii, cum puteți să urcați în level și așa mai departe. Hai să începem cu faza pe Murica, ce aproape s-a terminat. Avem finala, s-au jucat aseară 4 jocuri din Grand Final Best of 5 între NAR și Liquid. NAR, dacă m-ai fi întrebat mai demult, băi, dar ce înseamnă oamenii ăștia, de unde vin membrii aceștia, nu știam mai deloc despre NA Dota. Dar până la alta am aflat multe chestii interesante. Aveți aici un scurt rezumat, deci 2-2 de aseară. Au castat oamenii din EU Hub, cel puțin, din GD Studio. Erau acolo o grămadă de personalități, era Waga, Nama, cred că am zis bine, Shane, bine, asta e puțin mai necunoscut, dar No Tail, Bruno, era și James Harding, also known as 2GD. Notel, Sing Sing, mai era și Pyrion Flex, Shiver, o bunătate de fată denumită Jesse, nu știu de unde venea, un comediant numit Sujoi sau, mă rog, o grămadă de personalități la un loc, era destul de fain, aveau și pisici, la un moment dat era numai stream cu pisicile, și erau 6.000 de persoane care se uitau numai la pisici jucându-se. Adică foarte drăguț, frate, se luptau alea pe acolo, în fine, vorbim despre Dota aici, nu așa? Da, și ultimul joc este 2-2, spoiler alert, deja ați văzut, va fi jucat diseară la ora 22 chest. Deci asta înseamnă la ora 11 noaptea la noi, ceva de genul. Pentru că aseară s-a întrerupt serverul sau, da, Volvo. Volvo, please. Bun. Deci dacă vreți să intrați să vedeți rezumat asupra acestor 4 jocuri, de fapt nu știu dacă au scris exact, nu, au scris că ei au venit din Liquid, au ajuns final după ce au bătut pe Sneaky Nyx Assassins, din care făceau parte Fluff and Stuff, AX Mike, Whitebeard, dacă știți, și 2-0 în lower bracket final. Team that defeated them yesterday, last of five. Ambele echipe vor merge la Seattle, totuși, acestea NAR și Liquid, pentru că Run Up-ul va, cum să zic, va lupta împotriva second places of the other regional qualifiers for a spot in the, da, împotriva celorlalte locuri 2 din calificări regionale pentru locurile pentru T4. Iar învingătorul, desigur, va primi un seed. Da, the drafting phase, de fapt, se pare că chiar și eroii au fost aleși pentru acel de-al cincilea joc, sau vom vedea diseară, de-abia aștept, o să mă uit, cu siguranță. Bun, hai să trecem pe faza sud-est asiatică. Hosted and organized by Beyond the Summit, Dota Cinema, Evil Geniuses, Digi Studio, Johnny Dota, yada, yada, yada. Avem așa, streamuri, o grămadă, NA Hub și EU Hub. Ăsta, puteți să intrați aici, Join Dota, Toby nu a ajuns acolo, Neo Hub, ceea ce e interesant, Russian SLTV, a.k.a. Star Ladder, Spanish, nu știu dacă interesează pe foarte mulți, dar în principiu BTS și EU Hub. Și Join Dota, mă rog, chiar și Join Dota poate fi interesant, pentru că ăștia sunt mai mulți o grămadă, nu prea se castează extraordinar mult. Mai degrabă se răspund întrebărilor din public, care se postează pe Twitter, pe Facebook, mai vorbește lumea pe acolo, mai face și mai bate joc. Oricum, Sing Sing, No Tail, vă dați și voi seama ce e pe acolo. Și cu Pirionu, Bruno Statsman, pisici, hai de cap, mă. Ce tare ar fi fost. Păi să facem și noi în România ceva de genul? Wow, ar fi super. Ne-ar trebui sponsor, totuși. Sau cineva cu foarte mulți bani. Foarte mulți. Ceva. Da, au început câteva meciuri, după cum am spus, din această regiune. Avem o grămadă de echipe pe aici, nu am o listă exactă, dar am putea să ne uităm, avem așa Arrow Gaming, ce-i țin minte exact când i-au bătut pe Navi la un moment dat. Arrow Gaming, da,
RRQ sună foarte mult, Sight iarăși o echipă ce sună oarecum cunoscut, Mythrust ăsta, da, Zephyrun care este Purge și Blitz, cuplul, să spunem, waifu, FD, la fel sună relativ cunoscut, dacă vreți dăm și peste spoiler sau nu. Toate aceste meciuri, după cum am spus, pot fi castate, sau nu am spus, mai știu, pot fi castate pe post de replay-uri, ceea ce au fost jucate, sau live. Live mai greu pentru că lag, loading, joc, intră foarte mult să se uite, să se joace, să facă puncte pentru compendium și așa mai departe. Avem desigur Orange, echipa Orange, avem Mythrust, am zis, Arrow, Zephyr, Mineski, mai alta MVP Phoenix din Corea, ăsta din Filipine, cred, Mineski, da, Philippines, o grămadă de nații pe aici. Ce avem? ID, nici nu știu prescurtările, sincer să fiu. Thailanda, Corea, US, Zephyr, da, mă rog. Și câteva au fost făcute de EUHub, altele de Join.blue și de Join.red. Următoarele chest ne interesează pe noi. 8.40. Wait. AST. 8.40 seara sau care e treaba? Sau au fost jucate astea care trebuie să apară rezultatele, mă gândesc? Mă rog. Deci am fi pe undeva pe aici, ce, la momentul când fac eu acest vidcast, pe aici, pe undeva. 10 dimineața, 11, cred că RRQ cu Orange, da. Dacă intrăm pe Dota Lounge, oare vom vedea. În fine, hai să discutăm puțin și despre Compendium. S-a ajuns până acum la un total de 5.105.022 de dolari. Wow! My head explodează. În acest moment s-a pornit de la un punct de 1,6 milioane de la Volvo. Și apoi aveam la 1,8 Evolving Battle Point Booster. Se pornea de la un point booster de 200% parcă. După aia Loading Screen Treasure, al doilea ăsta Unlocked, Arcana Vote, mi s-a părut un, cel puțin mie, să votăm asupra ce erou va primi următorul Arcana. Meh, whatever. Asta, de fapt, chiar mi se pare mai important decât această chestie, pe bune. Un hood special, cum a fost Valorul anul trecut, dar probabil la început va avea valoare mai ridicată, apoi meh. Solo Championship Vote. Asta, da, mi se pare o chestie interesantă. 2,6 milioane s-a atins de mult. New Game Mode. Avem un All Random Deathmatch Game Mode. Valabil pentru toți playerii, nu numai pentru ownerii Compendium, pentru proprietari de Compendium. Și practic All Random Deathmatch este ca All Random. Numai că atunci când veți muri, veți primi un nou erou, iar itemele le veți păstra. Avem aici Immortal Treasures. Grants a treasure containing Valve created mortal items. La fiecare 10 levele pe care le veți crește în compendium, veți primi o nouă comoară. Chat emoticons în chatul Dota 2. Asta nu știu dacă în joc, nu cred că în joc. Sau atunci când vorbiți voi acolo în lobby, când vorbiți. Un curier mini-page la 4 bastoane, 4 milioane, level 50 compendium, au și un skin alternativ. Așa că atenție, o nouă muzică, un nou music pack pentru Dota 2 la stagiul 10. New matchmaking, 1 versus 1 mid lane only matchmaking. Înseamnă că va avea probabil un nou MMR cu totul și cu totul. Available to all players, ceea ce e o chestiune foarte interesantă. Știți toate acele amenințări când jucați cu toți oamenii de pe internet random și nu sunteți sau nu suntei mulțumiți de alegerile voastre și ce voastre și zice, haideți, 1v1 me scrub, ceva de genul ăsta, 1v1 me noob. Acum vă puteți afla valoarea în 1 vs. 1, care conta într-un match de 5 vs. 5. Asta e altă parte, nu contează foarte mult. Dar totuși o să joc, să vedem. Bun, environmental effects la 5,5 milioane, se va ajunge, cred că se va ajunge cu siguranță și la base customization, adică pălării pentru bază. Și dacă până acum în câteva zile la 5 milioane am depășit de mult pragul de la TI 3, înseamnă că vom ajunge la 6 milioane și peste. Cred că până aici a fost cele mai importante la care vreau oamenii să ajungă. Acum
Nu știu să zic, băi, se ajunge sau nu la base customization? Cred că se va ajunge și la ăsta, vor dori oamenii să... Dar știți care este faza? Faptul că mulți au cumpărat compendium și au cumpărat și puncte pentru a crește în level în compendium. Și pentru a primi mai multe reward-uri mai repede, fără să... De exemplu, aici avem câteva metode cum să facem puncte, să creștem în level, fără să aleagă, sau mă rog, au ales și echipa favorită, playerul favorit, predicții, top 6 predictions, player cards. Anul trecut, la T3, exista Dota Warehouse și puteați face niște trade-uri foarte, foarte frumoase dacă erați atenți cu aceste player cards, le vindeați pe niște gold nițel, vă cumpărați zare miticale, K-uri și așa mai departe. Acum, din păcate, Dota Warehouse a dispărut. Din câte am înțeles, era un singur individ ce întreținea tot site-ul și e păcat, măcar eu zic că ar fi putut să bage câteva reclame, nu murea nimeni și trăia omul fericit pentru că era foarte, foarte frecventat, mai ales când dădea reset. Mă rog, când dădea flash, nu reset. Bun, additional points, după cum am spus, $2,5, 500 de puncte, $9,99, 2400 de puncte. Bun, ce mai avem pe aici? Știți, deci la level 4 în compendium se poate atinge foarte ușor. Primiți acest curier la Conco. New scoring system, every 100 points will level up your compendium. În jocurile obișnuite aveți șansa să primiți și reward-uri. Până acum am primit doar de 25 compendium points. Chiar și în co-op bot matches, la un moment dat se vindeau și câte 10, 13 cenți, ceva de genul ăsta, așa că dacă jucați destul, vă puteți cumpăra alte iteme de pe market sau nu știu, battle point booster. Ah, apropo, boosterul acesta de la T4, Evolving, se poate completa și cu un alt booster luat din store. Deci puteți ajunge la 1000%. Vă dați seama ce level rapid veți face? Holy shit, și multe iteme, multe iteme. De-aia vă recomand, dacă mă întrebați, băi, merită să cumpăr acest compendium 7,2 euro? Ceea ce ar însemna cam, nu știu, hai să vedem, euro lei. euro lei, 7,2, 32 de lei. Pe bune, doar atât. 30 de lei, o alocație, cum ar spune liceenii, sau știu și eu. Așa că, băgați mare, Volvo, promovați e-sports, chiar dacă Gabe nu va nota relativ prin bani, poate vor mai fixa serverele, poate vor mai aduce eroi după T4 sau înainte, nu cred că nu o să mai aducă, acum sunt ocupați cu acest T4, dar mai sunt destui. Na, alte discuții, vă aștept și pe voi să... Vă spuneți părerile despre compendium, despre calificări, să dați predicții despre care credeți că va... Ce echipe credeți că vor ajunge în finala din această regiune? Ce echipă credeți că va câștiga dintre Liquid și NAR, ultimul joc din acest Best of 5? Put your rares pe Dota Lounge sau pe Ban Real, dar nu mai știu ce site era. Și pe data viitoare, toate cele bune! Pace.